Alegerile parlamentare din acest an vor marca pentru prima oară posibilitatea ca cetățenii români să voteze și altfel decât erau obișnuit. Mă refer aici la cetățenii români care trăiesc în străinătate. S-a introdus votul prin corespondență și sperăm ca un număr cât mai mare dintre ei să aleagă această modalitate de vot. Dar pentru a ne asigura că niciunui român nu îi se va nega dreptul de vot, vom adopta în această săptămână o ordonanță de urgență care va permite într-un anumit cadru bine definit și suplimentarea secțiilor de vot pentru românii din diasporă, acolo unde dimensiunea comunităților face ca misiunile diplomatice să nu fie suficiente ca secții de vot pentru a putea asigura condiții decente tuturor celor care doresc și au dreptul să-și exprime constituțional dreptul de vot.